Comisia Electorală Centrală este cel mai mare angajator din Republica Moldova. Este valabil pentru fiecare țară care noi le-am examinat. Deci noi vorbim de 18.000 de persoane care trebuie să implementeze într-o perioadă foarte scurtă legislația întocmai. Comparativ, v-am adus aici o cifră de 10.300 pentru calea ferată, care nu are ziua de deschidere și show-ul acela de, cum îi spunem noi, ziua alegerilor. Noi am avut de instruit în campania din 2016 5.900 de membri ai organelor